So there is a huge potential in film education for promoting diversity and the long-term use of audiovisual works. The use of audiovisual works in education can create long-lasting interest in these works as a platform for critical understanding, reflection and creativity. Pentru a dezvolta gândirea critică, pentru a dezvolta modul de a reflecta și de a pune toate acestea în expresie. Educators that use such works of teaching folosesc aceste metode de a preda. Help with their promotion and are therefore allies of the audiovisual sector. Și ajută astfel la promovarea acestor metode fiind un astfel aliați în proiect. Conversely, film literacy activities place audiovisual works at the heart of education. De asemenea, creativitatea este în miezul, în inima proiectelor de acest gen care au ca și obiectiv cultura cinematografică. And we know that moving images represent a very significant part. Și imaginile care se mișcă, imaginile cinematografice reprezintă o expresie foarte importantă, o expresie semnificativă a mediului cultural actual în Europa. I am Alice, we are Milano Film Network, so the first logo you see on the left. We are an association of film festivals in Milano and we are working with cinema and film education since many, many years. Numele meu este Roxana Bușo, sunt Roxana Bușo, coordonator de proiect pentru ALE. În rest, coordonez activitățile Asociației Cinecultura. Asociația noastră, timp de 5 ani, a derulat și va derula, sperăm în continuare, proiectul Caravana Filmului Românesc. Acesta este principalul proiect al asociației noastre, un proiect itinerant, care are două secțiuni, cea în care prezentăm mari capodopere ale cinematografiei naționale și cea de-a doua secțiune adresată copiilor, elevilor și studenților, dar mai ales copiilor, vorbesc de gimnaziu și clasele de liceu, această a doua secțiune numindu-se Cartea și Filmul. De asemenea, ca un, este un proiect itinerant și, în general, vizăm să mergem în orașe mari și mici ale țării, prezentând filme realizate după romane, nuvele, povestiri pe care elevii, de fapt, le studiază în școală. Aceste vizionări sunt însoțite de obicei de discuții cu profesorii însoțitori, de obicei rugăm să vină și un profesor de limba română și, practic, găsim diferențe și similitudini între cărțile după care s-au realizat filmele și filme, vorbim despre limbajul cinematografic. Implicarea în proiectul AREM a fost una foarte interesantă pentru noi, pentru că a fost prima dată când noi, ca asociație, am reușit să lucrăm în mod sistematic cu două grupe de elevi, să avem un program clar și un timp mai mult alocat pentru ca, într-adevăr, să putem să urmărim și evoluția copiilor. Logo-ul lui e al treilea, de acolo? Sunt coordonatorul programului AREM și vin de la Asociația Croată de Film. Este Asociația Umbrelă a grupurilor non-profesionale de cinematografie. Suntem din 1963 și lucrăm cu cluburi de film și cu grupe de școlare de film. Și avem reprezentanți în asociația noastră ale cluburilor de film din Croația. Nu este o asociație de profesioniști și de non-profesioniști. Activitățile și obiectivele noastre principale sunt în primul rând educație cinematografică și apoi avem festivaluri de film pentru copii și pentru adulți neprofesioniști. Apoi avem sprijinul orașului Zagreb, capitala Croației, unde avem în cinematograful Tușcănaț avem o screen de filme. Deci promovăm cultura cinematografică în orice fel putem și avem și colaborări internaționale cum este asta de aici și publicăm și avem și producție profesionistă. Deci cumva suntem destul de răspândiți
în destule domenii, însă în ceea ce privește educația cinematografică, Asociația Croată are această experiență de vreo 50 de ani, pentru că noi am început foarte multe programe în școli, programe de educație și în gimnazii și în licee. Avem ateliere care nu erau formale, dar acum încercăm să lucrăm cu Ministerul Educației și cu inspectoratele școlare ca să includem o programă școlară și să fim implicați în asta pentru că avem experiență. Eu sunt coordonatorul de program de la OTOC, Institutul pentru Dezvoltarea Culturii Cinematografice din Slovenia. Asta înseamnă că am fost și coordonatorul proiectului AREM. So, a few words about our institute. We started in 2003. And we are, since then, we are the main producer of the Kino Autor Cinema International Film Festival. De atunci avem câteva producții majore, Festivalul Internațional de Film, care s-a ținut anual în iunie și în fiecare an de la Isola, pe coasta Sloveniei. Practic este chiar la granița cu Italia și Croația, deci e un exemplu foarte drăguț care este o combinație de culturi. Am organizat și evenimente, sau organizăm și evenimente cinematografice în timpul anului și suntem instituția principală care se ocupă în sud-estul Sloveniei de proiecte de cultură cinematografică, pentru că asta cumva contribuie la centralizare, pentru că Ljubljana este capitala și către acolo lucrăm. Ca parte din festivalul nostru, în 2013 am creat un program special pentru copii de la 4 la 18 ani. Submarine se numește. This is in order to offer them a highly very diverse range of film education activities. Ca să le putem pune la dispoziție un nivel foarte mare de activități și educație cinematografică și de colaborare cu alte instituții. Un simulațiul făcut de noi la liceul Dr. Victor Babeș este tot un film de animație în care profesorul Radu Igoșac, profesorul universitar Radu Igoșac, le-a explicat copiilor și teoretic, după ce vedeau filmele programate, le-a arătat pe măsura posibilităților, practic, cum poți niște imagini disparate, niște desene disparate, să se adune împreună și să devină un mic filmuleț. Am lucrat, practic, în trei etape. Copiii au avut de desenat acasă un personaj familiar, ceva care le place. La lecția următoare, profesorul Igoșaga a adus un mini-studio mobil, format dintr-un fundal și un aparat de fotografiat și acolo s-a jucat mai mult cu copiii și au creat diverse situații pe planș în timp ce aparatul de fotografiat realiza fotografiile succesive care urmau să devină cadru filmat. Iar finalizarea filmulețului a avut, din păcate, loc în studio pentru că nu a fost posibil la școală, nu am avut voie să aducem echipamente din afară la școală, oricum. Și copiii, la finalul sesiunilor de lucru, au văzut, practic, filmulețul realizat de ei, numai că a fost finalizat în studio. Au fost foarte nerăbdători să vadă produsul muncilor și foarte curioși să vadă cum va arăta în final. De asemenea, melodia de fundal a fost cântată în clasă de ei, a fost înregistrată acolo și apoi prelucrată în studio. Și unii dintre copilași chiar au remarcat că a existat o diferență între ceea ce au auzit că s-a înregistrat prima dată și varianta finală de pe film. I remember it's a
illusion, my mistake. I was careless, I forgot.